Onorată adunare, ne aflăm astăzi la momentul 760 de ani de atestare documentară a localității Cehei. În memoria tuturor celor care și-au sacrificat viața pentru bunăstarea acestei localități, urmează un scurt moment religios. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vă rog să veniți toată lumea să puneți mâna. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele robilor Tăi, unde nu este durere, nici în prisoare, Iisus și mare, ci viață fără de sfârșit. Zicem cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pe care i-am pomenit și le fă lor veșnică pomenire. Înveși pomenirea lor și pomenirea lor din neam până neam. Înveși pomenirea lor, înveși pomenirea lor să fie din neam în neam. Dumnezeu să ierte, să odihnească pe toți credincioșii satului acestuia de la începutul și până în ziua de astăzi. Să le facă veșnică pomenire. Amin. Dumnezeu să primească, să ne ajute tuturor. Amin. Ofer cuvântul în continuare domnului profesor universitar dr. Ioan G. Pop, fiul al satului, care ne va spune mai multe lucruri despre istoria localității Cehei și domnia sa va conduce în continuare acest moment. Vă mărturisesc că am emoții.
În urmă cu jumătate de an, când a fost dezvelit monumentul, din motive de sănătate n-am putut participa și îmi pare și acum rău, dar mă bucur că astăzi s-a împlinit totuși dorința de a pune o placă comemorativă cu 760 de ani în urmă de aducere aminte și vă mulțumesc din suflet tuturor celor ce ați avut gânduri bune cu privire la mine și la lucrarea care am făcut-o. Emoțiile m-au copleșit în ultimele săptămâni și nici acum nu sunt lipsit de ele. Am pornit cu o echipă de 6 care am lucrat la grupul 760 și am editat și o revistă pe care o să aveți ocazia să o primiți unii. Numărul a fost limitat. A fost o generoasă donație a fiului satului Nicolae Cionca, a Nicolae lui Traian de Păpărău satului și Sănica Mureșan din familia lui Mai. Ei s-au îndurat, au pus mână de la mână, așa, și au permis editarea acestei reviste în care sunt pomenite rădăcinile satului pe care le va prezenta. Unde Gabriel? Hai în față. Le va prezenta Gabriel Pop. El zice că e din Amuțilichii, de pe vale. Să-l cred, că așa mergem aici. Tu de al cui ești? Și o să ne spună pe scurs și o să aibă un salut. Fără el n-am fi avut rigurozitatea academică. Eu sunt profesor universitar și n-aș fi îndrăznit să scriu un rând dacă n-aveam toate conscripțiile pe care le-a putut accesa și încă mai are în lucru și să rămână. Și cei 6 sunt cel ce vă vorbește, a fost coordonatorul lucrării, este părintele Vasile Romul Pop, călugăr la Mănăstirea Prislop, Șomcuta Mare, și în momentul de față foarte bolnav. Are un cancer de stomac care nu-i permite să se ridice. Rugați-vă Domnului pentru sănătatea lui, că este un om de mare valoare pentru satul nostru. Apoi este distinsul mult mai tânăr decât mine, Gabriel Pop. Apoi tot top, dar nu suntem neamul, să nu vă speriați. Apoi este Viorica Belei. Te rog să vin cu acest să te vadă lumea. Apoi este vărul meu, ai încoace. El este zestrea orală. Ori de câte ori voiam să întreb, mă, ăsta cu cine-i neam? Îl sunam pe el și întreabă, oră, spune-mi, te rog, ăsta cu cine-i neam? Și amândoi și toți trei la oraltă am făcut o treabă de mare ispravă. Așa, să-i dau cuvântul lui Gabriel întâi, te rog. Sunt onorat să mă aflu aici alături de dumneavoastră în acest eveniment cu ocazia împlinirii a 760 de ani de atestare documentară. La începutul studiului am reușit să citesc documentele pe care le-am găsit și să le iau la rece, să le citesc dintr-un punct de vedere academic. Însă, pe măsură ce lucrurile au evoluat și am reușit să găsesc din ce în ce mai multe și am văzut povestea de peste sute de ani a satului și a familiei, mi-am dat seama că în spatele acestor documente și în spatele istoriei avem oameni. Oameni de fiecare zi, oameni exact ca noi. Și mesajul lor de-a lungul acestor timpuri, când au trecut prin greutăți, cum ar fi invazii mongole, turcești sau război interne, este solidaritate. De fiecare dată s-au adunat împreună, au îndurat și au reușit să treacă peste toate greutățile. Acesta este mesajul pe care trebuie să îl învățăm de la ei. Ei ne transmit calea către viitor și este o cale de solidaritate și unire. Vă mulțumesc! O foarte frumoasă elevă, drăguță, ne va spune o poezie, poezia Ruga pe Coposul. Timp în care se va depune și o coroană în amintirea celor ce pe 760 de ani au fost trăitori pe pământul larg al Ceheiului. Cum te numesc? Cristoța Nana. Cristoța, mă, ce cu mine? Rugă de Corneliu Coposul. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință.
seamănă întinderi de credință și sporește roua îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zgură liniștea, iertarea și seminul. Bravo! Viorica Belei, colega mea de clasă, generația 53, cu învățătorul. Ei, de-a trei ani, Todoran de-a Sfânii. Iată-mă că am uitat cum te cheamă însă. Aniversarea în acest an a celor 760 de ani de la atestarea existenței satului Cehei este un eveniment deosebit. Este un gest de onoare și omagiu adus celor care au viețuit în acest spațiu timp de atâtea secole și care au ținut piept tuturor vrăjmășilor pentru a-și păstra pământul, limba, neamul și tradițiile. Să ne bucurăm că despre satul nostru există date în vechi arhive istorice, că există oameni care au căutat să le aducă la lumină aceste documente. Este meritul domnului profesor universitar Hogheoa, a doamnei Ileana Voiculescu Pușca și a tânărului licean Pop Gabriel, care au scormonit prin arhive și vin acum cu aceste însemnări să ne bucure sufletul, să ne le aducă la cunoștință și să lase urmașilor noștri o carte despre strămoșii noștri. Satul românesc este vatra în care a luat naștere, s-a păstrat și s-a promovat conștiința națională, spiritualitatea și tradițiile neamului nostru. Cea mai importantă valoare transmisă de satul românesc este sentimentul comunității. Satul trăia ca o imensă familie. Toți se știau pe nume, pe porecle, pe neamuri, știau unde locuiesc consătenilor, câți copii au, pe unde sunt plecați, cine-i bolnav, cine nu și-a lucrat pământul, cine-i bun gospodar. Exista o solidaritate atât de puternică încât nimeni nu era lăsat să se chinuie singur cu greutățile. Când se construia o casă, toți bărbații în putere, vecinii, neamurile, lucrau împreună până când o terminau de zidit și de acoperit. La câmp se organizau plăci, la săpat, la recoltarea viilor. În ciuda greutăților, satul n-a murit. Sufletul lui trăiește prin oameni. Așa găsesc eu răspunsul la întrebarea: de ce sunt eu aici? Iată răspunsul. Pe certificatul meu de naștere, la locul nașterii scrie Cehei, raionul Șimleu Silvaniei. Sunt aici alături de consătenii mei, pentru că aici am văzut primul răsărit de soare. Aici am spus pentru prima dată, mamă și tată. Aici, în biserica de lemn, s-au cununat părinții mei, Tudoran Lucreția și Tudoran Traian. Am fost botezate eu și surorile mele, Mili și Neli. Aici mi-am petrecut copilăria și aici am urmat cursurile școlii primare. Aici sunt îngropați moșii și strămoșii mei. În curtea bisericii de lemn sunt îngropați bunicii mei din partea mamei, o soră a mamei și fratele mai mic al tatălui meu. Ceilalți sunt îngropați în cimitirul de pe Mesie. Aici este monumentul eroilor pe a cărui placă sunt înscrise numele fraților bunicii mele, Cristolțan Traian și Cristolțan Mihai, care au murit pe front în primul război mondial. Cei care s-au născut sau copilărit într-un sat rămân atașați de locul copilăriei și pe oriunde ar merge ei prin lume, duc satul în suflet și cu tot universul lui. Cei care am plecat prin lumea largă, am luat pe tâlc de pe vremea când umblam desculți colbul ulițelor și a dealurilor pe unde am colindat în copilărie. Și de aceea pământul ne cheamă adeseori să ne reîntoarcem și să retrăim copilăria. Regăsirea neamurilor, a vecinilor, a prietenilor și a colegilor
mi se pare lucru cel mai emoționant din această aniversare. Ne regăsim aici în locul în care ne-am născut. Retrăim momente din copilăria și tinerețea noastră. Ne bucurăm împreună, facem mărturisiri și descoperim acea fericire spunând: mi-a fost dor de casă, mi-a fost dor de sat. Aici mă simt acasă. La mulți ani, cehei, și vă cuprind într-o largă îmbrățișare pe copilă. Invit la cuvânt pe un vrednic fiu al satului, care apare și în cartea aceasta cu toată familia a două generații, părintele Ioan Talos. Aș da toate peisajele din lume pentru cel al copilăriei mele, spune filozoful Emil Cioran. Domnule primar, domnule profesor, stimați invitați, iubiții noștri consăteni, mă simt onorat să iau cuvântul la această adunare a satului nostru și, deși sunt obișnuit să vorbesc liber, de această dată vă rog să-mi permiteți să folosesc ceea ce am scris pe hârtie. Trăim astăzi un eveniment unic în istoria multiseculară a satului nostru. Sărbătorim 760 de ani de la prima atestare documentară a satului Cehei. Noi cei de astăzi suntem privilegiați să fim părtași la acest eveniment măreț. Suntem datori să aducem prin noi de recunoștință celui care a fost inițiatorul acestui eveniment, domnul profesor universitar Ioan Ghepop sau nașul Gheorghe Semnianicucului, cum îi place să-i se spună în sat, împreună cu colaboratorii săi și, desigur, cu sprijinul domnului primar și a primăriei orașului Șimleu. Spunea cineva foarte frumos că poți să scoți pe om din țară, dar nu poți să scoți țara din sufletul lui. Parafrazând acest cuvânt, putem spune că, deși am plecat din satul nostru, el a rămas în sufletele noastre. Și ca să vedeți ce înseamnă să-ți rămână satul în suflet, am să vă spun în două vorbe ceva ce mi-a spus tatăl meu, fie iertat, când eram și eu copil. Spunea că prin anii 53-54, când era militar la Bacău, sigur atunci nu erau poze, nu erau mijloacele tehnice de astăzi, i s-a făcut foarte dor de sat. Și ca să-și stâmpere dorul, a început să deseneze pe o coală de hârtie dealurile din prejurul Șimleului, din prejurul Ceheiului, începând cu Omanu, cu Pășcoaie, Băltuța, Corboaie, Măgureanu, dealul lung, dealul strâmb, Chiroșul și mijlocul desenului a pus biserica și școala și casa părintească de pe părăul satului. Și timp de 3 ani de zile, cât a durat stagiul militar, cu acest desen făcut de dumnealui, și-a stâmpărat dorul de sat. Sigur că fiecare dintre noi avem asemenea amintiri. Ne însoțesc amintirile copilăriei noastre, anii de școală și anii adolescenței, până când am pornit pe căile vieții. Satul nostru a fost dintotdeauna un sat așezat, cu biserică și școală, cu oameni cumpătați și cu credință în Dumnezeu. Și noi, și înaintașii noștri, am avut parte de ziditori de cultură și credință, dascăli, preoți și pastori, care au fost luminătorii locuitorilor acestui sat. Fiecare dintre noi îi păstrăm în memorie
pe părinții și bunicii noștri, pe înaintașii noștri, dar și pe cei care ne-au deslușit tainele învățăturii de carte și de credință, adică dascălii, preoții și pastorii. Păstrăm în amintire tradițiile și obiceiurile satului nostru, în special cele legate de sărbătorile de iarnă, care ni se păreau a fi cele mai frumoase din zonă, pentru că eram noi părtași la ele. În ceea ce mă privește, întotdeauna am venit și revin cu plăcere și cu bucurie în suflet în satul meu natal. De-a lungul timpului am fost părtași la bucuriile, dar și la evenimentele mai puțin plăcute ale consătenilor mei. Îmi amintesc că după ce am primit darul preoției, cea mai mare dorință a mea a fost ca prima sfântă liturghie să o săvârșesc în biserica în care am fost botezat. Dar și prima mormântare la care am asistat sau am participat ca preot a fost tot în satul meu natal, la Ioane Lucianii, evenimente care s-au petrecut într-o duminică de 1 iulie a anului 1990. Multe amintiri frumoase și plăcute mă leagă de locurile de unde am văzut prima dată lumina zilei. În acest cuvânt al meu am vrut să punctez doar câteva gânduri pentru a marca evenimentul de astăzi. Cred că fiecare dintre noi am putea spune multe despre amintirile care ne leagă de aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, cu care satul nostru a fost binecuvântat. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, dar mai ales pentru această binecuvântată zi de 23 iunie a anului Mântuirii 2019, în care ne-am adunat împreună cehienii din cele patru zări pentru a ne bucura de revedere și pentru a depăna amintiri. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze satul nostru și pe toți fiii săi oriunde s-ar afla. La mulți ani cehei, la mulți ani tuturor cehienilor. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Mulțumesc, Ioane, din tău, din neamul Mihulaiului tău. Bine am zis. Am primit o genealogie foarte faină și am și publicat-o, pentru că mi s-a părut de bun simț să știu de-al cui. Eu știam că eram un pic mai mare decât dumneavoastră. Ceea ce vreau să vă ofer acum este un moment interesant. Ceheiul a avut câteva vârfuri de lance în ceea ce privește afirmarea în spațiul public exterior. Primul a fost Gheorghe Boșcuță, are 92 de ani, mi-a fost profesor, director și soția lui mi-a fost profesor de matematică în clasa 5-a. Nu a putut fi aici. Al doilea e Torje Ioan din Pustă, care a fost pedagog și director la Pericei. Una dintre persoane care pe mine m-au făcut om, în sensul că la vremea potrivită mi-a dat niște ore de matematică, numai binevenită este Miana. Hai să spun mai departe, de-a cui ești? Miana Sabini Ștefani Sfătului. Așa e, așa te știu. Hai aici, te rog. Stimată doamnă, un salut din partea generației peste 76. 76, 10% din 760. Și așa am luat. Mulțumesc. Eu am să fiu cu un mesaj scurt. La microfon. Vreau să vă spun cât sunt de fericită că am ajuns la acest moment. Și vreau toată lumea să transmit din fericirea mea, la toată lumea să se bucure, că să știți că nu-i puțin 760 de ani de la atestarea oficială a sătutului nostru. Eu când spuneam prietenelor din Timișoara, din Cluj, din Sibiu, Brașov, uite, am un eveniment și se împlinesc atâția ani.
Îmi răspundeau colegele, prietenele, cum Dumnezeu, ce e satul vostru? Zic, uite, satul nostru este o depresiune înconjurată de jur împrejur de dealuri verzi, frumoase, sănătoase. Culmea este, eu locuiesc în partea aceea a satului și din grădina mea, unde mi-am petrecut foarte mult timp, o grădină frumoasă plină de pomi și de fructe, se proiectează pe cer un deal cu o semnificație deosebită pentru mine, o manană, care are formă de piramidă din locul în care sunt eu. Am privit acest deal, probabil că a fost o predestinație că voi urma matematica. Am urmat facultatea de matematică. Vreau să vă spun că de la 5 ani tatăl meu a murit și să amintesc cu multă dragoste de unchiul Iacope, care a început să mă dirigeze spre matematică, adică nu s-a gândit, nu cred că așa a propus, avea de lucru, era tâmplat. Și mă punea, numără până la 100, numără până la 1000, hai și înapoi, dar cât fac 2 cu 5? Și așa mai departe, el își vedea de treabă, eu pe un scăunel încercam să îi răspund la întrebări. Așa am ajuns să termin facultatea. Bine, peripețiile au fost multe, dar nu mi-am uitat niciodată cum să termin și acum și în biserică m-am bucurat foarte mult că niște figuri le-am recunoscut și chiar le-am zis numele în gândul meu și vecina de bancă a recunoscut că ăla este numele. Vreau să știți că sunt foarte mândră de toți cotățenii mei și vă doresc viață bună, liniștită, în continuare și să fiți bucuroși că faceți parte din această frumoasă comunitate. Vă mulțumesc că a spus temelia carierei mele prin matematica pe care ați învățat-o de la Iacope. Da, am uitat. Adevărul este că am insuflat mult orele. Am fost profesoară de matematică la liceu. Nu doar că mi-ați insuflat, chiar și, mi-a spus învățăturile la bază. Aveam ceva, un secret acolo, că inspiram dragostea. Se pare că și acum l-aveți. Vă mulțumesc. Da. Urmează o poezie scrisă de un fiu al satului, Daniel Chereji, căsătorit cu o fiică a satului, Mihaela Bucur, și care se intitulează Părinții noștri. O va recita unul dintre colaboratorii editării revistei și a evenimentului. Cureal, cui ești? Sunt de-a Iositii Semnionii Cucului. Stimată adunare creștină, domnule primar, dați-mi voie. Domnule director al primăriei, dați-mi voie. Domnule preot, să vă binecuvinteze Domnul. Domnule preot al satului, stimă și respect, să vă binecuvinteze Domnul. Domnule profesor, îți dau mână și pe dumneavoastră. Așa, mă. Vezi ce înseamnă să pineam cu el. Te trece la alții. Acum vreau să vă spun că înainte de a recita poezia scrisă de Daniel Chereji, un fiu al satului, este, vă salut, domnule preot Ardelean, să vă binecuvinteze Domnul. Înainte de a recita poezia, vreau să vă spun... Da, uite că a venit și Bădăcinu aici. Să vă binecuvinteze Domnul, îl cunosc. Vreau să vă binecuvintez în fața casei lui Dumnezeu, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Că cel ce a scris istorie cu noi a fost și este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Amin. Prea puțin l-am pomenit în luările de cuvânt. Dacă n-ar fi fost El, noi n-am fi fost aici
și dumneavoastră știți lucrul acesta. Suntem aici pentru că el a scris 760 de ani de istorie în satul Cehei. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Iubiți satul, iubiți-vă pruncii, iubiți-vă vecinii, iubiți-vă unii pe alții, că e poruncă dumnezeiască. Și în felul acesta, indiferent de forma de închinare, indiferent dacă ne ducem la baptiști sau la frații ortodoxi sau la frații greco-catolici, să ne închinăm cu stimă și respect și cu umilință înaintea celui care ne-a creat și ne poartă de grijă. Mărit să-i fie numele. Amin. Și acum vă rog să ascultați poezia. Este o poezie izvorită din inimă, din durere, din frământare. Părinții noștri, icoane sfinte ca părinții mei, sunt mii în ancestralul nostru ardeal. Pictați de Crist, au chip de arhirei și o viață mirosind ahar. Cu toții au palmele asprite de muncă trainică la câmp, trudind de zor la plug, la coasă sau la vită, să poată da mâncare la vreun prunc. Părinții nu se plâng vreodată că ar dori să aibă alt destin. Voința nu e frântă, ci a plecat în ascultare, chiar mai plâng ca un colin. Ei ne-au crescut cum e mai bine și cu credință în Dumnezeu, să-i respectăm pe alții ca pe sine și să venim în ajutor când sunt la greu. Și în serile prea lungi de iarnă ne-au spus povești cum nu mai sunt, cu zâne, feți frumoși și chiar pitici cu barbă, dar mai ales povestea dreaptă din cuvânt. Așa a început să crească noi semânța dorinței de a-L cunoaște pe Hristos și a zămâslit la timp ființa ce-au semănat părinții așa frumos. Apoi s-au dus. Așa spre seară, de se părea că zăbovesc la câmp și-au lăsat în suflet o tristețe amară, cu mulți copii ce plâng, părinți, cum nu mai sunt. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ai îndreptat o eroare materială. Bine ai făcut. Ai pus-o în tiparul spiritualității satului. Îl invit pe domnul primar Septimiu Furcaș să ne adreseze câteva cuvinte. Dumnealui are libertatea să aleagă câte și noi să-l ascultăm și la urmă să-l aplaudăm. Se merită pentru că a fost în inima acestei lucrări și îi mulțumesc personal. Onorată asistență, este o zi încărcată de emoții pentru toți aceia care simt ceva pentru această localitate și cred că ne-am adunat aici nu pentru a discuta de persoane, ci pentru a discuta de tot ceea ce înseamnă oamenii care sunt legați de satul Cehei. Și dați-mi voie ca în scurtul meu cuvânt, în scurta mea intervenție, să vă dau citire unui mesaj pe care l-am primit dimineață. Am fost inspirat de mine, am deschis mail-ul unei fiice a satului. Nu cred că are importanță foarte mare cum se numește, dar mesajul este unul deosebit. Spune așa: dragi cehereni, în această zi de sărbătoare doresc să urez multă fericire și prosperitate tuturor celor prezenți, dar și celor care sunt departe. Cehei este comunitatea în care am învățat că iubirea și omenia trebuie să domnească peste orice religie. Convingerea ideologică sau providență etnică, Cehei este locul în care am învățat să îndrăznesc, să visez și unde am început să experimentez că visele vor deveni întotdeauna realitate. Vă îmbrățișez cu drag. Mesajul unei fiice a satului, care cu sufletul este aici. Ce cred eu că este important
să nu uităm niciodată. Dacă noi, cei care aparent nu avem o legătură cu satul Cehei, aparent spuneam, pentru că eu mă simt oarecum un fiu al satului, în sensul în care de 15 ani de când conduc acest oraș, am simțit în fiecare moment că aici am oameni care sunt apropiați de lucrurile bune care încercăm să le facem și v-am simțit întotdeauna ca și parteneri. Mai mult, dumneavoastră, sunt convins că vă amintiți lucrurile importante care trebuie să vă călăuzească în viață, vă amintiți locul în care v-ați născut, locul în care v-ați dus prima dată la școală, locul în care probabil ați spus prima dată te iubesc, locul în care v-ați întemeiat o familie, locul în care trăiți și vă bucurați pentru cei care azi locuiesc aici. Pentru cei care simt ceva pentru cei și vă garantez că sunt mulți aceia care stau departe, toate aceste lucruri rămân în sufletul lor. Eu vă doresc din suflet să rămâneți o comunitate unită. Asta este cel mai important. Cel mai important mesaj care trebuie să iasă de astăzi este acela de unitate, pentru că doar oamenii orgolioși și proști pot să facă o dezbinare într-o comunitate. Cred că acești oameni nu există astăzi aici. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc un sincer la mulți ani, să fiți sănători dumneavoastră și toți cei dragi dumneavoastră. Și pentru că mâine aniversăm ziua universală a ei, vă invităm pe toți deopotrivă în curtea școlii, acolo unde v-am pregătit câteva surprize pentru acest eveniment gândit și aflat la a doua ediție, ziua Silvan Iei. Ne vor încânta cu muzică până când noi ne vor retrage în curtea școlii, Teo și prieteni. Yeah.
Oameni buni au fost, oameni buni mai sunt.